tare mult pentru că mi-ați revelat câteva lucruri despre propriul meu text și vă mulțumesc și noastră că sunteți aici. De fapt, aș vrea să vă spun că eu am un fel de program de ani de zile pe care încerc să-l pun în aplicare și anume să conduc publicul de un lucru și anume că teatru poate fi citit cu mare plăcere. La origine chiar când a fost un cel literar, cum sunt și altele, înainte de a deveni, pentru mine cel puțin, spectacol, teatrul este literatură bună. Eu de când am avut această experiență, când m-am îndrăgostit de teatru în orașul Rădăuți, unde m-am născut acolo, nu pentru că am văzut spectacole de teatru excepționale sau bune sau foarte bune, m-am îndrăgostit de teatru. Eu m-am îndrăgostit de genul literar, nu teatru. Îmi plăcea această punere în pagina poveștii, cu numele personajului, cu pauză, după aceea, cu indicații de regie. M-a fascinat această manieră de a pune în pagină povestea, iar primul scriitor care m-a fascinat prin calitatea dialogului a fost, și înțelegeți, cine? Caragiale. Cred că eram, nu știu ce clasă, poate a 4-a, poate a 5-a, când am dat de schițele și de momentele lui Caragiale, a fost primul scriitor de care m-am îndrăgostit visceral, adică citeam, recitam, iar căutam alte schițe, dacă mai sunt, iar reveneam și mă minunam de extraordinară abilitate și simplitate aparentă a manierei de a scrie a lui Caragiale, care din trei replici, una, două, trei, patru și alt clipon, îți creiona personajul, situația dramatică sau, știu eu, conflictul, și apoi nu mai avea nevoie de nimic decât să meargă eventual cu dialogul până la capăt. A fost o școală extraordinară pentru mine, cu atât mai mult cu cât am înțeles care e diferența între dialog și replică. Teatrul de pildă nu se scrie cu dialog, se scrie cu replici care construiesc o arhitectură. Dar Caragiale pentru mine nu a fost numai strategie stilistică, a fost și conținut. Știm cu toții că ne recunoaștem în el, continuăm să ne identificăm cu privirea lui asupra societății românești. Cum spunea cineva odată, e un blestem pentru noi că avem trei mari autori, precum Cioran, Eliade și Ionescu, afirmați în Franța, pentru că impresia străinilor este că nu mai putem da ceva mai bine decât ei și atunci nu ne mai iau în serios cu alții. Nu, e cam o glumă, dar uneori și eu am gândit, nu cumva oare, pentru că nu putem ieși din Caragiale, nu facem decât să ne scufundăm și mai mult în el. Și asta este o glumă. Dar câte caragialisme nu continuă să fie astăzi? Caragiale mi-a dat, aș spune, niște instrumente, niște concepte cu care să ne putem simua noi înșine față de lume. Eugen Enescu, când a ajuns la Paris, a încercat să-l traducă pe Caragiale. El însuși îl iubea pe Caragiale, era format, era îndrăgostit de Caragiale și împreună cu Monica Lovinescu au și reușit să traducă, dar după aceea s-au oprit. Și-au dat seama că mai bine nu-l traduc decât să-l traducă prost, decât să-l transforme într-un fel de teatru de bulevard, mai bine îl explică. Iar tot Eugen Enescu spunea că este, Caragiale este cel mai mare dramaturg universal necunoscut. Pentru că nu trece la trapezi, cum nu trece Enescu. Ciudat este destinul poporului român, destinul nostru cultural. Avem doi fondatori de cultură română, de sensibilitate românească, care sunt de netradus. Sigur, nu vă spune că au fost încercări. Nu merge, nu trece. Profunda poezie și muzicalitatea lui Enescu rămâne la frontierele tuturor limbilor. Unor, de pildă, am comparat, trece mai ușor în germană decât în franceză, pentru că prozodia limbii germane e mai apropiată de prozodia limbii române. Iar Caragiale e tot așa, mai bine îl explici decât să-l traduci. Scriind despre... Am vrut într-un fel acum, după 40 și câți de ani de când, aproape sunt 50 de ani de când mă urmărește Caragiale, într-un fel
le-am dedicat această carte. Mi-au trebuit totuși 50 de ani să am curajul să abordez ce nu era numit schiță. Și nu a oricum, ci evocându-l direct pe el, cu personaje din Caragiale, pentru că mi-a spus ce și-ar putea spune astăzi la Cășin. O mie de lucruri, la fel ca cu 100 de ani. Mai există ceva ce mă interesează și anume să dau mare libertate și cititorului și regizorului. Deci aș putea spune că aceste povești sunt ca niște module care pot fi combinate cum vrea regizorul. De altfel, cu cât învățesc mai mult, cu atât sunt mai puține didascaliile sau indicațiile de regie în piesele mele sau în textele mele. Îi las regizorului toată libertatea să facă el ce vrea. Dacă mă întreabă, îi dau și o părere. Dacă nu, poate să combine cum vrea aceste module, să facă o opțiune, număr de module, să decidă ordinea lor și așa mai departe. Eu cred în libertatea asta a regizorului, care este un artist, care și eu trebuie să-și asume responsabilitatea sa și programul său estetic și atunci nu mai că dau libertate, dar în și libertatea trebuie să fie absolută. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici, pentru că veni vorba despre tandrețe. La București, în acest moment, din când în când se joacă la Teatrul Dramaturgilor Români, un foarte frumos spectacol pe care mi l-a montat după textele mele, Felix Alexa. Se numește despre tandrețe, dacă puteți merge să-l vedeți, este o vizitorie despre tandrețe la Teatrul Dramaturgilor Români, care funcționează în incinta Muzeului Literaturii de pe Grinice. Dacă tot vreți să mă mai descoperiți la teatru, merge să vedeți angajarea de club la Teatrul Național, montat de Ion Caranitru, o poveste de club, pentru că eu sunt marcat de club. Când eram copil, veneau club în orașul Rădăuț, venea circul, de fapt, și atunci totul se schimba. Venea muzica, veneau culorile, animalele, intrau nebuni în oraș. Atunci am avut relația că, de fapt, artistul este perturbator profesionist de normalitate, de comoditate, de realitate. Și m-am îndrăgostit de club și am scris această piesă despre club. Și mai este o piesă pe care o pot să vă propun să o vedeți la București, și anume Nina sau despre fragilitatea pescărușilor împăiați la Teatrul de Comedie. Și în această piesă aduc un omagiu unui maestru și este al doilea maestru al meu, este Cehov. Cehov m-a impresionat când am început să citesc masiv ca adolescent, nu atât la lectură și nu atât piesele, cât novelele sale. Piesele lui Cehov m-au impresionat când le-am văzut montate în România și în București. Toate erau montate într-un fel de cheie absurdă. Atmosfera cehoviană devenea un personaj. Lipsa de orizont a personajelor cehoviene era de fapt lipsa noastră de orizont. Nimeni nu putea cenzura pe Cehov, dar piesele montate la ora aceea aveam impresia că este deschis o lume absurdă. Din punctul meu de vedere, Cehov este primul autor care creează bazele limbajului absurd. De altfel, în piesele sale sunt diverse personaje umitoare, de cât în vada de Lișini. E un trecător care apare acolo, un vagabond, întreabă unde-i gara, îi se spune pe acolo și se duce spre gara, dar mai târziu ne dăm seama că gara n-a fost nici măcar construită, pentru că urmea să fie construită după ce va fi tăiată livada. Acel personaj este, de fapt, tatălui Vladimir și Estragon din Becher. L-am iubit foarte mult pe Cehov pentru că ne capta pe noi toți și la același timp l-am iubit pentru că își iubea personajele, toate. Și îl iubea atât de tare încât nu le judeca. Cehov este autorul, dramaturgul, scriitorul care a creat multe personaje, piesele sale nu sunt numeroase, dar principiul său a fost nu-i judec personajele, le fac doar să trăiască. Nu-i ușor lucru să fii scriitor și să faci personajele să trăiască. Eu vă mulțumesc pentru generozitatea voastră, pentru această ambianță de prietenie, de sărbătoare a cărții și sunt la dispoziția celor care vor să intre în Caragiale de vină sau despre tablețe sau despre teatru bar. Sigur că teatru bar nu că aș avea ambiția să
construiesc un nou concept, teatrul absurdului, teatrul onirii, teatrul grotesc, teatrul expresionist. Dar mie îmi place cuvântul vag. Îmi place cuvântul vag și ea pentru faptul că am scris în franceză, multă, ajungând în Franța, m-am putut să scriu în franceză, și mi-am dat seama ce diferențe uriașe sunt între română și franceză, chiar și când vrei să creezi situații vagi. Limba franceză este mult mai precisă și este mai greu să construiesc elemente de, cum să spun, incertitudine, spații vagi în franceză decât în română. De altfel, și cu asta termin, după ce am scris 30 de ani în franceză, marea mea revelație a fost să redescoper limba română. Iar aceste texte sunt scrise în românește, pentru că altfel nu se putea, Caragiale, în Dorin. Vă mulțumesc!